Handbalistele de la CS Nova Force au început cu stângul returul diviziei A de senioare, fiind învinse în deplasare de CS Oplopeni cu 21-32. După o primă repriză excelentă în care au fost conduse la limită de o echipă care are în componență mai multe jucătoare cu experiență, scor 15-17, Giurgiu Vence le-au clacat în actul secund, spre nemulțumirea antrenorului Virgil Georgescu. În a doua repriză am avut o cădere inexplicabilă și nu pe fond de pregătire fizică, psihică. Am ajuns ca să facem portarul de la Plopeni portar de național. Putem să spunem că portarul de la Plopeni a avut peste 70% intervenții în favoarea lui. Fetele de la Nova Force au ocazia să răzbune sâmbătă rezultatul nefast în campionatul național de junioare 1 contra celor de la CSS Slobozia. Jocul urmează să aibă loc în sala sporturilor Chauncey Hardy cu începere de la ora 14. Să sperăm că sâmbătă, în prima etapă de campionat la junioare, la meciul pe care îl vom desfășura acasă și în premieră la sala polivalentă, vom aborda altfel meciul și vom câștiga, cum am obișnuit pe toată lumea, având la junioare victorii pe linie. Antrenorul formației giurgiuvene a spus că își dorește ca în sală să fie prezenți cât mai mulți fani ai sportului giurgiuvean și chiar reprezentanții autorităților locale și județene. Este foarte important pentru echipă ca iubitorii de handbal și de sport a Giurgiului să vină la meci să încurajeze echipa, mai ales că meciul se desfășoară în condiții civilizate, la o oră accesibilă pentru toți, ora 14. Toată lumea este binevenită și chiar îi rog să vină la meci să vadă pe ce au dat banii, cei care au dat, și să vadă cu ochii lor că această echipă cu care am pornit acum 5 ani de zile este o echipă care face cinste orașului.